numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Pacea să fie cu voi. Al Preasfinția voastră, Nunțiu Apostolic, reprezentantul Sfântului Părinte Papa în țara noastră și în Moldova, Miguel Mauri, buendia, vedeți-o bine, si? Excelența voastră, Preasfințite Petru Gherghel, episcop emerit, excelența voastră, colegul meu, Preasfințite Aurel Percă, cucernice părinte provincial, cucernice părinte rector, paroc și rector al sanctuarului Cacica, iubiți frați într-o preoție, iubiți seminariști, dragi surori, iubiți ascultători ai Radio Maria și iubiți pelerini, copii ai Maicii Domnului, lăudat să fie Iisus Hristos! Vă spun bun venit la această priveghere mariană. Este o sărbătoare cu totul deosebită, plină de farmec, de mister, o noapte în care, ca și în noaptea de Paște, dar cu altă nuanță, trăim bucuria credinței. Am venit să mărturisim public credința noastră, fără teamă, fără rușine. Avem în cer o mamă pe care Iisus ne-a dat-o, și am venit la Cacica să o cinstim, să o iubim, să-i cerem ajutorul, pentru că este o mamă bună, gata să ne împlinească gândurile și intențiile noastre bune, gânduri și intenții cu care am venit acum la acest sanctuar diecezan, sanctuar național, biserică declarată de Sfântul Părinte Papa Ioan Paul al II-lea, Bazilica Minor. Să ne dispunem sufletește acum toți, unindu-ne în rugăciune și cânt, cu toți cinstitorii Preasfintei Fecioare Maria, de la toate locurile de pelerinaj, din țară și din lumea întreagă, ca și de la frații noștri ortodoxi, pentru a o cinsti pe aceea care este mama lui Dumnezeu și mama noastră. Binecuvântată ești tu, Fecioară Marie, de către Dumnezeu cel prea înalt, mai mult decât toate femeile de pe pământ, căci El a preamărit atât de mult numele tău, încât lauda ta va fi veșnic pe buzele oamenilor. Iubiți credincioși, cinstitori ai Maicii Domnului de la Cacica, Domnul ne-a dăruit și anul acesta bucuria de a veni în pelerinaj la Măicuța Sfântă pentru a o cinsti, a-i mulțumi și a o implora din nou pentru viața noastră de credință. Asemenea Fecioarei Maria, ne tresaltă și nouă inima de bucurie pentru darurile ce le primim de la Dumnezeu. Asemenea Fecioarei Maria, înălțăm cântul nostru de preamărire pentru lucrurile mărețe pe care Domnul le împlinește în viața noastră. Asemenea, Fecioarei Maria, îi spunem da lui Dumnezeu pentru a ne trăi cu fidelitate viața de credință. La ceas de seară ne unim în rugăciune purtând în inimă familiile noastre, pe cei bolnavi, pe cei care sunt încercați de orice suferință, pe cei care sunt departe de Dumnezeu, pe cei care îndură persecuții. Răspundem îndemnului pe care Sfântul Părinte îl face neîncetat de a ne ruga pentru el, implorând-o pe Sfânta Fecioară Maria să-l țină sub mantia ei ocrotitoare. Încredințăm Sfintei Fecioare Maria pe Preasfințitul Iosif, la începutul slujirii sale episcopale,
rugându-o să-i mijlocească harurile necesare spre a ne conduce spre mântuire. Încredințăm, Sfinte Fecioare Maria, pe toți episcopii noștri. În câteva secunde de tăcere, așezăm în fața Maicii Preasfinte intențiile personale pe care le purtăm în inimile noastre. Să ne deschidem inimile pentru ca această celebrare, marcată de lumină, să ne apropie mai mult de Sfânta Fecioară Maria, cea îmbrăcată în raze de soare, care să ne conducă la Fiul ei, Iisus, soarele fără apus, pentru ca de la El să învățăm să fim lumina lumii prin credința și mărturia noastră. Binecuvântat ești, Doamne, care prin Fiul Tău, Iisus Hristos, primești cu îndurare lauda noastră și împarți cu bunătate darurile Tale, binecuvântează această lumânare, semnul luminii lui Hristos, pentru ca toți credincioșii adunați pentru a o cinsti pe fericita Fecioară Maria, să fie lumina lumii și să strălucească prin trăirea credinței. Așa te rugăm prin Hristos, Domnul nostru. Lumina este Dumnezeu, să-L cauți tot mereu, să recunoști greșeala ta și El te va ierta. Să ne rugăm. Dumnezeule atotputernic și veșnic, care pe neprihănita Fecioară Maria, născătoarea Fiului Tău, ai înălțat-o cu trupul și cu sufletul la slava cerească, dă-ne, te rugăm, harul, ca atinzând pururi la cele de sus, să ne învrednicim a fi părtași de gloria ei. Prin Hristos, Domnul nostru.
Din predica Sfântului Părinte Papa Francisc, în solemnitatea adormirii Maicii Domnului, 15 august 2013. Mama lui Hristos și a Bisericii este mereu cu noi. Mereu merge cu noi, este cu noi. Și Maria, într-un anumit sens, împărtășește această dublă condiție. Ea, desigur, a intrat de acum, odată pentru totdeauna, în gloria cerului. Însă aceasta nu înseamnă că este departe, că s-a dezlipit de noi. Dimpotrivă, Maria ne însoțește, luptă cu noi, îi susține pe creștini în lupta împotriva forțelor răului. Rugăciunea cu Maria, îndeosebi rozariul, susține în bătălia împotriva celui rău și a complicilor săi. Și Maria a cunoscut martiriul crucii, martiriul inimii sale, martiriul sufletului. Ea a suferit mult în inima ei, în timp ce Iisus suferea pe cruce. Pătimirea Fiului a trăit-o până la capăt în suflet. A fost pe deplin unită cu El în moarte și pentru aceasta i-a fost dat darul învierii. Hristos este cel dintâi dintre cei înviați, iar Maria este cea dintâi dintre cei răscumpărați, prima dintre cei care sunt ai lui Hristos. Este mama noastră, dar putem spune că este și reprezentanta noastră. Este sora noastră, prima noastră soră. Este prima dintre cei răscumpărați care a ajuns în cer. Speranța este virtutea celui care, experimentând conflictul, lupta zilnică dintre viață și moarte, dintre bine și rău, crede în învierea lui Hristos, în victoria iubirii. Am auzit cântarea Mariei, Magnificat. Este cântarea speranței. Este cântarea poporului lui Dumnezeu, aflat în drum în istorie. Cântarea atâtor sfinți și sfinte, unii cunoscuți, alții, foarte mulți, necunoscuți, dar bine cunoscuți de Dumnezeu, mame, tați, cateheți, misionari, preoți, surori, tineri, chiar copii, bunici, bunice. Aceștia au înfruntat lupta vieții, purtând în inimă speranța celor mici și a celor umili. Maria spune, sufletul meu îl preamărește pe Domnul. Și astăzi cântă această cântare biserica și o cântă în toate părțile lumii. Această cântare este deosebit de intensă, acolo unde trupul lui Hristos îndură astăzi pătimirea. Unde este crucea? Pentru noi creștini este speranța întotdeauna. Dacă nu există speranța, noi nu suntem creștini. Pentru aceasta îmi place să spun, nu lăsați să vi se fure speranța, să nu ne fure speranța, pentru că această forță este un har, un dar al lui Dumnezeu care ne duce înainte privind cerul. Și Maria este mereu acolo, aproape de aceste comunități, de acești frați ai noștri, merge cu ei, suferă cu ei, și cântă cu ei Magnificatul speranței.
Iisus Hristos după Sfântul Luca. În acel timp, îngerul Gabriel a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galileea cu numele de Nazaret, la o fecioară logodită cu un bărbat numit Iosif din casa lui David, iar numele fecioarei era Maria. Intrând îngerul la ea, a zis: Bucură-te tu care ești plină de har, Domnul este cu tine, tu ești binecuvântată între femei. Ea, văzându-l, s-a tulburat de cuvântul lui și se întreba în sine: Ce poate să însemneze salutul acesta? Îngerul i-a zis: Nu te teme, Marie, căci ai aflat har la Dumnezeu.
Iată, vei zămisli și vei naște un fiu și vei pune numele Iisus. Acesta va fi mare și Fiul Celui Prea Înalt se va chema. Domnul Dumnezeu îi va da lui tronul lui David, tatăl său. Va domni peste casa lui Iacob în veci și împărăția lui nu va avea sfârșit. A zis Maria către înger, cum va fi aceasta de vreme ce eu nu cunosc bărbat? Îngerul i-a răspuns, Duhul Sfânt se va coborâ peste tine și puterea Celui Prea Înalt te va umbri. Pentru aceasta și Cel Sfânt care se va naște din tine, Fiul lui Dumnezeu se va chema. Iată, și Elisabeta, ruda ta, a zămislit un fiu la bătrânețe și ea, căreia i se zicea sterilă, este acum în luna a șasea, căci pentru Dumnezeu nimic nu este cu neputință. Atunci a zis Maria, iată, slujitoarea Domnului, fie mie după cuvântul tău. Și îngerul a plecat de la ea. Cuvântul Domnului! Excelențele voastre, preacucernice, părinte provincial, cucernici confrați preoți, dragi persoane consacrate, dragi tineri, dragi radioascultători și toți cei care ne urmăriți pe internet, lăudați să fie Iisus și Maria! Vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită! Acest îndemn pe care Mântuitorul Hristos îl adresează ucenicilor săi înainte de arestarea, torturarea și răstignirea sa, ne arată cât de importantă este pentru Iisus rugăciunea, mai ales în momentele de încercare din viața noastră. Fără acest contact personal și comunitar, comunional, credința noastră, în anumite momente, cel puțin din viață, își poate pierde calitatea și tăria, iar noi ne aflăm expuși pericolelor, fără nicio șansă de biruință în fața răului. Credința fără rugăciune este o contradicție. De fapt, tocmai calitatea rugăciunii noastre vorbește de la sine despre credința noastră. Astăzi, datorită freneziei în care trăim, poate găsim timp din ce în ce mai puțin pentru rugăciune, pentru Dumnezeu. Și asta ne costă pe fiecare dintre noi. În special, lipsa rugăciunii lovește puternic în calitatea credinței, întăria speranței, în capacitatea noastră de a sluji și de a iubi. Vă invit în seara aceasta să ne lăsăm conduși de Maria, femeia rugăciunii, femeia meditării cuvântului lui Dumnezeu, a contemplării faptelor minunate pe care Dumnezeu le-a înfăptuit în viața ei și în viața poporului ei. În această seară de priveghere, vă invit să ne lăsăm conduși de ea, contemplând-o pe ea. Și o contemplăm într-unul din momentele cele mai semnificative ale vieții Sfintei Fecioare Maria și evenimentele cele mai importante din istoria mântuirii, momentul bunei vestiri. Am folosit cuvântul a contempla și nu întâmplător, pentru că nu este un cuvânt cu care suntem atât de bine, poate, familiarizați. A o contempla pe Sfânta Fecioară Maria înseamnă, de fapt, a o privi cu Duhul, a o privi cu inima, a o privi cu Spiritul nostru,
Și mai ales înseamnă a ne imagina în prezența ei, alături de ea, împreună cu ea. Și asta facem, sau cel puțin încercăm, ori de câte ori recităm Sfântul Rozariu. De altfel, noi spunem, contemplăm misterele Sfântului Rozariu. Asta înseamnă că ne transpunem, vrem să intrăm cu Duhul în acea scenă, în acel episod pe care evangheliștii ne-l relatează din istoria mântuirii și din viața Maicii Domnului. În mod normal, într-o astfel de experiență, dragi pelerini, tăcerea se impune de la sine, pentru că ne dăm seama că oricât am vrea noi să exprimăm ceea ce contemplăm, cuvintele sunt întotdeauna sărace și neputincioase să redea ceea ce trăim în Duh. De aceea, contemplația are nevoie de tăcere. Maria este o maestră a tăcerii. Și vă invit în acest moment să ascultăm o rugăciune a slujitorului lui Dumnezeu, Don Tonino Bello, care vorbește tocmai despre această tăcere a Sfintei Fecioare Maria. Și deja vă invit să ne lăsăm pătrunși de această tăcere, să o ascultăm, chiar dacă adie vântul ne trimite deja cu gândul la Duhul Sfânt, și să trăim fiecare personal, deși suntem în această mare comunitate, tăcerea, pentru că ea este un prim pas în această contemplare a Maicii Domnului, pe care noi o vom săvârși recitând rozariul împreună. Sfântă Marie, femeia tăcerii, condu-ne la izvoarele liniștii interioare. Eliberează-ne de asaltul cuvintelor, înainte de toate de cuvintele noastre și apoi de cele ale celorlalți. Fă-ne să înțelegem că doar atunci când vom tăcea, Dumnezeu va putea vorbi. Sfântă Marie, femeia tăcerii, povestește-ne de întâlnirile tale cu Dumnezeu. Pe ce câmpii mergeai la mijitul primăverii, departe de zgomotul Nazaretului, pentru a-i asculta glasul? În ce săpături stâncoase te ascundeai când erai adolescentă, pentru ca întâlnirea cu El să nu fie profanată de violența zgomotelor omenești? Pe ce coline din Galileea inundate de luna plină îți hrăneai vegherile nocturnelor tale psalmodii, în timp ce cântecul greierilor, acolo jos în Valea de Măslin, rămânea unica coloană sonoră a gândurilor tale curate? Sfântă Marie, femeia tăcerii, primește-ne la școala ta. Ține-ne departe de avalanșa zgomotelor care tind să ne asurzească. Fă să fim convinși că doar în tăcere se maturizează momentele cele mai importante ale vieții: convertirea, iubirea, sacrificiul, moartea. Un ultim lucru vrem să-ți mai cerem, Mamă prea bună, Tu care ai trăit asemenea Fiului Tău răstignit pe cruce tăcerea lui Dumnezeu, nu te îndepărta de noi în ceasul încercării. Atunci când soarele se va întuneca și pentru noi, iar pământul va fi plin de gropi sub pașii noștri, și când frica părăsirii ne va împinge la deznădejde, rămâi alături de noi. În acel moment poți să rupi și tăcerea pentru a ne șopti cuvinte de iubire. Și mai înainte de a se sfârși agonia noastră, vom simți fiorii învierii. Amin.
Dragi pelerini, vă invit pe toți ca în acest moment să încercăm să trăim împreună, ajutați de ceea ce tocmai am spus despre tăcere, un mic moment de contemplație. Vă invit pe toți să închideți ochii sau să priviți doar flacăra lumânării pe care o țineți în mână, fără a vă mai gândi la nimic altceva. Nu mai dați atenție niciunui sunet sau zgomot din afară. Lăsați-vă pătrunși de tăcere, de liniște, de pace. Este aceeași tăcere, aceeași liniște de care era cuprins Nazaretul și casa în care locuia Maria, în ziua în care Dumnezeu a decis să coboare în sânul ei neprihănit. Și aici, la Cacica, în acest sanctuar, vibrează aceeași energie spirituală. Aceste energii, natura însăși îi dă ascultare, iar sufletul simte nevoia să îi se închine. Și acum vă invit să vă imaginați pe Maria, o tânără simplă, neprihănită, cu sufletul plin de har. Cum o vezi pe Maria? Cum îți apare ea în duhul tău, în căsuța părinților ei, Ioachim și Ana din Nazaret? Acolo, retras într-un colț al camerei, se roagă în tăcere lui Dumnezeu. Și în timp ce sufletul ei se odihnește în Dumnezeu, dintr-o dată o prezență tainică, plină de lumină și frumusețe, îi învăluie în iubire întreaga ființă, iar ea aude cuvintele: Bucură-te, o plină de har, Domnul este cu tine. Maria tresare, pentru că acest salut nu este cunoscut. Nimeni nu i se mai adresase vreodată astfel. Nu-și dă seama prea bine de ceea ce îi se întâmplă. Și din nou, acea ființă supranaturală, dar atât de reală, îi vorbește sufletului ei curat: Nu te teme, Marie, pentru că ai aflat har la Dumnezeu. Nu te teme, aude parcă repetându-i se în inimă, nu te teme. Și încet teama, confuzia, preocuparea dispar, în timp ce sufletul ei este din nou inundat de pace, cuprins de bucurie, fericire, iubire fără margini, har peste har. Și din nou acea voce puternică: Vei zămisli și vei naște un fiu și îl vei numi Iisus. Cum va fi aceasta din moment ce nu cunosc bărbat? Și iar acel glas nepământesc, pătrunzător și convingător: Duhul Sfânt va veni asupra ta și puterea celui prea înalt te va umbri, pentru că la Dumnezeu nimic nu este cu neputință. Dintr-o dată dispare orice teamă, iar Maria își dă consimțământul care a însemnat întruparea Fiului lui Dumnezeu în sânul ei feciorelnic. Iată, slujitoarea Domnului, fie mie după cuvântul tău. Și îngerul a plecat de la ea. Acest mic exercițiu contemplativ pentru cei care ați consimțit la el este un mod simplu de a ne transpune într-un timp și într-un spațiu în care întâlnirea cu Dumnezeu se poate simți mult mai direct, mult mai intens, mult mai real, iar efectele acestei rugăciuni, pe care o putem face oriunde, în casa noastră, retrași undeva în grădină, chiar în mijlocul lumii, retrăgându-ne în celula sufletului nostru, ne face mult bine.
Această rugăciune contemplativă aduce multe beneficii în viața noastră. Iisus ne îndeamnă să nu spunem multe cuvinte ca păgânii atunci când ne rugăm, ci să ne retragem în ascuns, în această tăcere a lui Dumnezeu, în această apropiere a lui Dumnezeu, în care vibrează cu adevărat realitatea sa supranaturală, iar strigătul Duhului Sfânt se aude mai intens în sufletul nostru, Abba, Tată. Și după ce trăim o astfel de experiență de credință și de rugăciune, parcă revenirea la normalitate nu ne mai bucură atât de mult. Vrem să prelungim aceste momente, așa cum sunt absolut sigur că veți dori cu toții să prelungiți acest moment de rugăciune pe care îl trăim cu toții în această seară. Săptămâna trecută am făcut un pelerinaj la Lourdes și întorcându-mă, vorbind despre experiența aceasta, mulți dintre cei care au participat plângeau. Și am întrebat, dar de ce plângeți? Pentru că ne lipsește Lourdes-ul. Așa veți spune și dumneavoastră, dragi pelerini, dacă veți trăi în duh cu adevărat rugăciunea, că vă va lipsi cacica, vă va lipsi spiritul de la cacica, vă va lipsi credința care se trăiește la cacica, vă va lipsi apropierea Maicii Domnului, care este cinstită în icoana de la cacica. Dar ea va merge cu voi, în sufletul vostru, nu vă va părăsi. Probabil că și Maria, după plecarea îngerului Gabriel, a avut parte pe moment de același sentiment de lipsă. Totuși, în ciuda ceea ce avea să implice consimțământul ei, în perioada care a urmat s-a bucurat în Domnul, trăind în acel sentiment de deplină încredere și abandonare pe care profetul Isaia îl exprima astfel: Eu, Domnul, sunt păzitorul ei, o aud în orice moment, o păzesc noaptea și ziua, ca nimeni să nu o vatăme. Să-i permitem Maicii Domnului să ne ia de mână și să ne conducă pe fiecare la Fiul ei, meditând misterele Rozarului. Așa cum spunea un iubit fiu al Mariei, Sfântul Maximilian Maria Kolbe, după cum neprihănita este a lui Iisus, a lui Dumnezeu, la fel fiecare suflet va fi prin ea și în ea a lui Iisus și a lui Dumnezeu. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu și Sfânta Sa Mamă. Amin. Lăudat să fie Iisus și Maria. Să-L preamărim acum din toată inima cu cântări de laudă pe Dumnezeu Tatăl Atotputernicul, care a voit ca Maria, mama Fiului Său, să fie cinstită de toate neamurile și generațiile, și să-L rugăm cu umilință spunând să mijlocească pentru noi cea plină de har. Dumnezeule, care ne-ai dăruit în Maria modelul unei vieți autentice de sfințenie, fă să căutăm mereu mai întâi cele spirituale prin ascultarea cuvântului Tău, prin rugăciune, prin participarea la Sfintele Sacramente și prin caritatea față de semenii noștri. Să ne mijlocească pentru noi cea
Dumnezeule, care i-ai dăruit Sfintei Fecioare Maria curajul de a răspunde chemării tale, ajută-ne să răspundem și noi cu generozitate chemării tale și să ne trăim vocația cu fidelitate. Dumnezeule, care ne-ai oferit în Sfânta Fecioară Maria un exemplu de slujire, ajută-ne să învățăm de la ea să ne slujim unii pe alții și să trăim milostivirea. Să milostească pentru noi cea plină de har. Dumnezeule, care prin daul Mariei ai făcut să vină în lume Fiul Tău, Principele Păcii, binecuvântează țara și poporul nostru, luminează-i pe cei care au responsabilități politice pentru a nu urmări interesul personal sau de grup, ci să depună eforturi pentru ca poporul nostru să se bucure de pace, bunăstare și solidaritate. Dumnezeule, care ai făcut-o pe Maria, mama fiului tău, și pe Iosif, tatăl purtător de grijă, binecuvântează toate familiile noastre, ferește-le de dezbinare și fă ca în ele să domnească unitatea, pacea și armonia. Dumnezeule, care i-ai încredințat tinerei Maria misiunea de a fi mama Mântuitorului, ajută-i pe tineri să îl primească pe Hristos în viața lor și să își trăiască credința cu entuziasm. Să mijlocească pentru noi cea plină de har. Dumnezeule, privind la smerenia fericitei Fecioare Maria, Tu ai înălțat-o la harul de a-L naște după trup pe Fiul Tău unul născut, iar astăzi ai încununat-o cu glorie neasemuită. Dă-ne și nouă, pentru rugăciunile ei, ca mântuiți prin taina răscumpărării tale, să ne învrednicim a fi părtași de gloria cerească, prin Hristos Domnul nostru. Rugăciunea de încredințare și consacrare, rostită de Sfântul Părinte Francisc, la întâlnirea mariană cu tinerii și familiile de la Iași, 1 iunie anul acesta. O Marie, pururea fecioară, Maica lui Hristos și Maica noastră, privirea ta blândă ne umple de bucurie și de pace. Contemplând icoana de la Cacica, suntem atrași de credința ta iubitoare. Tu ni-l arăți pe Iisus, calea, adevărul și viața. O Maică preacurată, întinde-ți mantia de lumină asupra poporului român și asupra bisericii din Moldova, care astăzi, într-un gând, te cinstește, te preamărește și cu credință vie ți se consacră. O regină a familiei, primește bucuriile și speranțele, eforturile și durerile tuturor familiilor noastre. Renoiește în ele virtuțile de care au nevoie pentru a deveni mici biserici în fiecare casă, locuri de ascultare în bucurie a Evangheliei, chipuri vizibile ale comuniunii preasfintei trăimi. O fecioară neprihănită, ocrotește frumusețea și prospețimea tinerilor noștri. Nimic să nu-i îndepărteze de la urmarea adevărului, ci să năzuiască neîncetat către bucuria izvorătă din prietenia cu Iisus și să înainteze curajos pe căile înalte ale sfințeniei. O Maică a Bisericii, rămâi cu noi,
Învață-ne să trăim în așteptarea plină de credință a întoarcerii în slavă a lui Iisus. Soarele ce a răsărit la orizontul omenirii, care înviind din morți, nu mai apune în veac. Amin. Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul, Creatorul Cerului și al Pământului, și în Iisus Hristos, Fiul Său unic, Domnul nostru, care s-a zămislit de la Duhul Sfânt, s-a născut din Maria Fecioară, a pătimit sub Ponțiu Pilat, s-a răstignit, a murit și s-a îngropat, s-a coborât în iad, a treia zi a înviat din morți, s-a suit la cer, șade de-a dreapta lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul, de unde are să vină să judece cei vii și pe morți. Cred în Duhul Sfânt, Sfânta Biserică Catolică, împărtășirea sfinților, iertarea păcatelor, învierea morților și viața veșnică. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ.
Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. O Iisuse, misterele de slavă. Primul mister, învierea lui Iisus. Eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul lumii. În acest mister contemplăm cum Iisus, a treia zi după pătimirea și moartea sa, a înviat glorios din morți. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântat ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși,
Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! O Iisuse, mister de slavă, înălțarea lui Iisus. Părinte, preamărește-L pe Fiul Tău. În acest mister, contemplăm cum Iisus, la 40 de zile după înviere, s-a înălțat la cer în fața Maicii sale și a ucenicilor săi. Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoși, acum și în ceasul morții noastre.
Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Precum era la început, cum și pururea și în vecii vecilor. Amin. O Iisuse, treilea mister de slavă, coborârea Duhului Sfânt. Mergeți, învățați toate neamurile. În acest mister contemplăm cum Iisus, șezând la dreapta Tatălui, l-a trimis pe Duhul Sfânt în sala cinei de taină, unde erau adunați apostolii cu Sfânta Fecioară Maria. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm celor care ne-au
Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Iisuse, Yeah.
Al patrulea mister de slavă, ridicarea Sfintei Fecioare Maria cu trupul și sufletul la cer. Binecuvântată ești tu între femei. În acest mister contemplăm cum Preasfânta Fecioară Maria a trecut din viață și a fost primită cu trupul și cu sufletul în cer. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. O Iisuse, ferește-ne de focul iadului și nu în cele toate sufletele. Aia
cincelea mister de slavă, încoronarea Sfintei Fecioare Maria în cer ca regină, căci Domnul a privit la smerenia slujitoarei sale. În acest mister contemplăm cum Preasfânta Fecioară Maria a fost încoronată în cer de către Fiul ei Iisus ca regina a cerului și a pământului. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și iartă-ne greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoși, acum și în ceasul nostru. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amen.
Bucură-te, Regină! Popoarele mă vor numi fericită, căci mi-a făcut lucruri mari cel atotputernic și numele Lui e sfânt. Risipit pe cei mândri în cugetul inimilor. Inima mea presaltă de bucurie, în Dumnezeu Mântuitorul. I-a dat jos de pe tron pe cei puternici și i-a înălțat pe cei smeriți. Pe cei flămânzi i-a copleșit cu bunuri, iar pe cei bogați i-a lăsat cu mâinile goale. Israel slujitorul său, amintindu-și de îndurarea sa, după cum a promis părinților noștri, lui Abraham și urmașilor lui în veci. Precum era la început și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ne bucurăm că în această seară, la privegherea Mariană, am avut și doi pelerini de seamă. De fapt, Preasfințitul Petru, când m-a sunat să-mi spună că vine la Cacica, mi-a zis, voi veni ca pelerin.
Și iată că a ajuns la această priveghere minunată. Sunt convins și cred că sunt în asentimentul dumneavoastră când afirm că dacă Maica Domnului de la Cacica strălucește, se datorează excelenței voastre, pentru că ați știut să cultivați în sufletele credincioșilor din poporul nostru evlavia către Sfânta Fecioară Maria. Totodată în acest pelerinaj îl avem prezent în rugăciunile noastre și pe noul episcop Iosif Păuleț. Să cerem de la Dumnezeu, să cerem de la Sfânta Fecioară Maria ca să-l înzestreze cu acel status grație, cu acele haruri pentru a conduce cu înțelepciune dieceza noastră. Vă mulțumim din tot sufletul. Programul pentru ziua de mâine, la ora 6, va fi Sfânta Liturghie de dimineață în limba română. La orele 7:30, Sfânta Liturghie greco-catolică în biserică. La ora 8:30, Sfânta Liturghie în limba maghiară la grotă. La orele 9:15, Sfânta Liturghie în limba polonă în biserică. Și la orele 8:15, Sfânta Liturghie în limba germană la grotă. Urmând după aceea, la orele 11, Sfânta Liturghie solemnă, pontificală a hramului, cu venerarea icoanei Maicii Domnului din Cacica, încheiată cu procesiunea în jurul bisericii. Tuturor vă urez să aveți parte de o seară binecuvântată. Domnul să fie cu voi. Și cu Duhul tău. Dumnezeu care în bunătatea sa a voit să răscumpere neamul omenesc prin întruparea Fiului Său din Fecioara Maria, să reverse cu îmbelșugare asupra voastră binecuvântarea sa. Amin. Să vă însoțească pururea și pretutindeni ocrotirea fericitei Fecioare Maria, prin care l-ați primit pe Dătătorul vieții. Amin. Voi, care v-ați adunat în această noapte cu pietate pentru a celebra această veghere în rugăciune, să duceți cu voi darurile bucuriei spirituale și ale fericirii cerești. Și binecuvântarea lui Dumnezeu Atotputernicul, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh să coboare asupra voastră și să rămână pururea cu voi. Celebrarea s-a încheiat, mergeți în pace. Maria ne strigă, ne cheamă, patria sfântă de sus, cu vocea ei dulce de mamă, veniți copilași la Iisus.
orice ani.